avem un site de produse cosmetice. Am început activitatea acum un an de zile, dar chiar un an de zile. La început, să zic, a mers destul de bine, după care a început să meargă din ce în ce mai prost. Am perseverat în greșelile pe care le făceam, pentru că exact cum ai spus și tu mai devreme, am preferat să mergem pe ceva sigur decât să schimbăm. La un moment dat, un e-mail pe care l-a primit prietenul și asociatul meu în același timp, să zic, ne-a salvat. În ce sens? Eu nu o cunoșteam pe Ozana, e prima dată când o văd, n-am mai fost la niciun bootcamp, da, sau seminar gratuit și el a zis, oricum, ok, vânzările merg foarte, foarte prost, cred că e cel mai bine să mergi tu la seminarul ăsta. Eu am zis, e un bootcamp de două zile, Facebook Ads, eu deja știu să fac campanii pe Facebook, nu am nevoie de mai multe informații, am citit programa, el a insistat, mă bucur că a insistat și m-a înscris, am fost la bootcamp-ul pe care l-a ținut Ioana, trainerul de Facebook, și undeva, nu știu, în iunie sau în iulie, cam pe acolo. Ce vreau să spun e că acum la 3 luni de când am fost la bootcamp-ul Facebook Ads, deși la început am fost puțin dezamăgită în sensul că 99% din informațiile le-am cunoscut, informațiile tehnice, mă refer, cum să creez o campanie, cum să targetez și așa mai departe, cei 1% au făcut diferența, o diferență uriașă. La noi vânzările au crescut de 20 de ori. Ca să vorbesc în cifre, vindeam undeva la 6.000-7.000 de lei pe lună, iar acum ajungem undeva, oscilăm între 100, să nu creșesc, mai bine zic în bani vechi, 1.400.000, 1.700.000, depinde de perioadă, depinde de cât de mult timp am eu să mă ocup în continuare de campanii. Atunci lucram doar noi doi, acum doar cea mai angajat, nu știu, cred că a doua persoană. Deci în total suntem 4 persoane care lucrăm. Și am venit în pauză, se mulțumesc Ozani pentru lucrul ăsta. Bravo. Felicitări. Zile de unde vii? De la Târgu Jiu, este fix perioada cu Black Friday. Îmi pare foarte rău că nu sunt acolo pentru că aveam foarte, foarte multă treabă, dar în același timp n-am putut să lipsesc pentru că voiam să cunosc pe doamna Ozana și să aflu mai multe informații despre următoarele cursuri ca să pot să